L-au acuzat faptul că mii de angajați sunt afectați de prevederile codului fiscal, prin care au fost stabilite noua formulă de calcul a salariului acordat în timpul concediului medical. Eugen Teodorovic a anunțat că s-au găsit soluții și nimeni nu va pierde niciun ban. Le aflăm în direct aceste soluții de la ministrul de Finanțe. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție, domnule ministru. Bună ziua, cum are drag. Anunțul că revoluția fiscală va afecta semnificativ veniturile bolnavilor de cancer și implicit al mamelor aflate în post și prenatal a atras poate cele mai mari critici împotriva guvernului pe care îl reprezentați la ora actuală. Cum veți gestiona această criză și cum intenționați să blocați acest efect devastator al revoluției fiscale declanșată de ministrul Mișa? Da, în primul rând aș începe cu, să spunem, cu o concluzie pe care sunt convins că toți cei aflați în această situație o așteaptă, și anume, nu va pierde nimeni absolut nimic dintre cei aflați astăzi în astfel de concedii sau care intră, vor intra din motive obiective în astfel de concedii. De ce? Pentru că, trebuie să spunem foarte clar, au fost două mecanisme diferite. Anul trecut, modul de calcul era în felul următor. Aveam un salariu mediu brut de 3131, la care aplicam acel procent de 35%, iar după acest calcul se plăteau contribuțiile de 10,5%. Diferența de astăzi, după 1 ianuarie, este să ia în calcul indemnizația de concediu medical, la care se aplică cei 20%. Și deci, într-adevăr, a intervenit o diferență, diferență pe care noi acum spunem foarte, o să spunem foarte clar în actul normativ de săptămâna viitoare de președința din ședința de guvern, că diferența nu va fi suportată de către cei aflați în această situație, plafonându-ne sau plafonându-le această sumă datorată la nivelul celei de anul trecut. Cu alte cuvinte, toți cei care sunt azi într-un astfel de concediu medical sau cei care intră într-un astfel de concediu și în perioada următoare, se pot plafona aceste obligații la nivelul celui de anul trecut. Cu alte cuvinte, domnule ministru, nimeni nu pierde, nu nimeni se plătește nu mai pierde. Mult decât s-a nimeni. Plătit anul trecut. Exact. Cu toate acestea, domnule ministru, mulți așteptau soluții concrete adoptate în ședința de guvern de ieri. De ce a fost amânată luarea unei decizii în acest sens? Nu cred că a spus nimeni că ieri. Noi am spus că există un grup de lucru la nivelul guvernului condus de domnul viceprim-ministru Viorel Ștefan, grup de lucru care are în componența sa colegi din Ministerul Finanțelor, Sănătății, Muncii, Justiției, grup de lucru care a și identificat o astfel de propunere. Iar săptămâna viitoare, actul normativ va reglementa acest lucru, cum v-am spus puțin mai devreme. Iar încă un aspect foarte important, pentru că sunt convins că este și asta o întrebare, cei care sunt deja în concediul medical nu vor pierde ceea ce, să spunem, a fost de la 1 ianuarie până în prezent, da? Până la apariția noului act normativ, pentru că se vor permite acele rectificări, în sensul ca oamenii să-și primească pe timpul de la 1 ianuarie până la noul act normativ de săptămâna viitoare, diferențele de sume. Mai mult, cine este azi cu acest concediu, merge pe acest calcul până când va ieși din acel concediu, iar cine intră la fel într-un astfel de concediu, la fel va beneficia de ce am spus puțin mai devreme, de această plafonare la nivelul anului trecut. Deci nimeni nu pierde, iar cei care au avut la începutul anului până în prezent diminuări, le vor primi înapoi. Bun, dar grupul de lucru nu a găsit încă soluțiile. De ce abia săptămâna viitoare, domnule ministru? Asta este curiozitatea celor care ne urmăresc în aceste momente. Pentru că am spus că e mai bine să analizăm mai clar, în amănunt și pe cât mai orizontal posibil, ca situații, să spunem, de acest gen să nu se mai să fie acoperite din timp. Au fost discuțiile la nivel de ministere cu toți cei care au reclamat astfel de situații, că sunt sindicate, că sunt, deci toți cei care au fost vizați, să spunem, în această situație, astfel încât să fie soluția cea mai bună într-un, dar repet, că este săptămâna viitoare, nu este niciun fel de problemă, pentru că actul va reglementa foarte clar tot noul mecanism. Deci, repet, nimeni nu va pierde dintre cei aflați în concedii sau cei care intră în concediile medicale. Din motive obiective, desigur. Sunt foarte multe decizii ale fostului executiv pe care le-ați demontat ca parlamentari. Este foarte important să știm dacă acum, în calitate de ministru, veți putea bloca în timp util toate acele efecte negative ale măsurilor impuse de predecesorul noastră. Mă refer la domnul Mișa, bineînțeles. Adică ce garanții puteți oferi cetățenilor, mai cu seamă celor bolnavi de canceri, pentru a fi sigur că viața nu le este pusă în pericol și nu doar de guvern, ci și de boală. Adică procentele pe care le pierd
din venit pot face diferența și știți acest lucru. Categoric și spun încă o dată, nimeni nu o să piardă, adică nu va avea de suferit, să spunem, având în vedere noul mecanism. Cât privește restul de măsuri vis-a-vis de care am trecut anumite puncte de vedere și știți foarte bine, s-au și modificat în Senat și chiar și prin votul Senatului unele dintre ele, important este ca tot ce scrie în programul de guvernare, să cerem acolo ca măsuri asumate, promise românilor să fie duse la bun sfârșit. Este obligația noastră numărul 1. În același timp, abordarea, să spunem, pe care am avut-o până acum, ea rămâne. Nu trebuie să ascund faptul că trebuie să-mi asum și eu o parte din, să spunem, din poate felul în care s-a comunicat în trecut. Poate eu n-am avut argumentele necesare de a convinge pentru fiecare dintre aceste măsuri în schimbarea lor sau adaptarea lor la anumit punct de vedere. Dar iată că pentru anumite măsuri la nivel de Parlament vorbim, cum spunem, mai bine, comunicăm mai bine, lucrurile s-au îndreptat, a trecut de votul Senatului și eu sper că lucrurile acelea vor și rămâne mai departe în economie. Fie că ne referim la plafonul de 1 milion de euro, știți, sub care firmele să opteze pentru impozitarea cifrei de afaceri sau a profitului, dar trebuie să aibă cumulativ două condiții îndeplinite, capital social de 45.000 de RON și minim 2 locuri de muncă și mai sunt acolo câteva măsuri despre care vom discuta în următoarea perioadă pentru a fi clar definitivate și ca mediul economic să știe care este abordarea finală a Parlamentului, a Executivului. Profit de ocazia, domnule ministru, și aș dori să